Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019, după cum v-am obișnuit. Suntem roleplay, așa că nu pot să vă zic decât faptul că suntem la balotat. Știți din episodul trecut că noi aveam ceva balos de făcut, așa că astăzi ne-am apucat de treabă. Nu știu din ce cauză, dar chiar nu știu absolut deloc din ce cauză, în partea aceasta când mă uit îmi scad FPS-urile, dar cred că din cauză că sunt cu vedere la mare, posibil, nu știu. Uneori se mișcă bine, uneori se mișcă super prost, habar n-am. În fine, trecem la treaba noastră aici să vedem cum setăm viteza tractorului, pentru că nu vreau să rămână paie deloc în urmă. M-am gândit și, după cum știți, harta aceasta nu are deloc pentru animale. Stați puțin că am uitat să folosesc astfel de balotieră. Ea a uitat să-mi dea un semn că s-a oprit, așa că n-am mai oprit-o eu. Trebuia să o opresc și să scot balotul din ea, dar uite că n-am mai apucat. M-am luat cu vorba și am uitat să fac chestia asta. Bun, ne încadrăm, apăsăm pe I. Sper că ne-am încadrat bine, nu? Mai e puțin până la... Hai mă, unde e? E bine, nu? A, uite aici. Așa, bun. Ne-am încadrat bine, văd că paile le ia. Perfect, dacă ia paile înseamnă că îi putem să-i dăm viteză. Hai, hai să mergem că avem destulă treabă. Avem o combină pe teren. Combina asta m-ați întrebat cum se numește în comentarii și se numește în felul următor. Stați că o vedem acum. Este, unde este, unde este? Pe aici trebuie să fie. Este un Enisei 1200M. Da, din păcate eu am pus un link într-un comentariu la episodul trecut cu această combină, doar că nu este 1200M, este doar 1200. Așa că cine vrea să descarce această combină se poate duce în descriere la episodul trecut. Bineînțeles, dacă n-a dat vreun like sau ceva, poate să o facă și după aceea să descarce linkul, pentru că chiar avem nevoie de multe like-uri aici pe canal. Suntem în continuă dezvoltare și nu pot să vă zic altceva decât că sunteți minunați. Avem primul nostru balot făcut, aproape îl facem și pe al doilea, 97-98. Ce mă? Aaa, mă uitam deasupra eu, ba mă ce tântălău sunt. Mă uitam la câtă folie de strâns baloți mai am. Dar uite că am uitat să mă uit jos. Bun. Mergem în continuare, trebuie să mă duc cu tractorașul ăsta mic pentru că combina deja s-a umplut. Nu știu cum are ea noroc, are rezervorul foarte mic și l-am și pe ăsta micu. Are rezervorul foarte mic și se umple foarte repede. Trebuie cumpărat o combină mult mai cu un bunker mult mai mare. Acum nu știu exact ce să-mi cumpăr, poate aveți voi niște recomandări, aveți voi niște moduri de combine ceva mai românești așa. Am și eu câteva, dar le-ați văzut deja și le știți pe cele pe care le am, dar nu știu, aș vrea ceva mai ok, nu știu, chiar nici eu nu știu ce-mi doresc, dar știu că vreau, că am clasuri, am tot felul de combine, dar parcă nu e ce trebuie, nu știu, caut și eu ceva mai vechi, dar totuși nou făcut în Farming Simulator. Dacă cunoașteți și sunteți din aia care stați mai toată ziua pe calculator și astea, atunci puteți să-mi scrieți ori în privat, ori în comentarii, că vă răspund. Și putem să negociem la niște moduri. Bun, hai să ducem orzul în bază. Noi deocamdată nu facem profit, suntem pe minus, suntem împrumutați și la bancă, chiar nu avem profit deloc.
Nevastă mea mă tot certa că zică, domnule, da, tu ești bătut în cap, cum tot atât împrumut, dar profit când? Că uite, trebuie să dăm și noi copiii la școală, că nu știu ce, că trebuie tabletă, că e pandemie și că nu știu ce, și zic, mai așteaptă și tu puțin că investim acum și după aia când o să, când o să scoatem profitul, o să-i cumpărăm caiete de nu să aibă obiecte la școală. Și da, a strâmbat din nas și a tăcut din gură, că n-are încotro. Agricultura este o loterie, deci se poate să câștigi și se poate să pierzi. Bineînțeles, acum să pierzi tot, nu cred că se poate. Cred că se poate să pierzi pe parcurs și să pierzi oarecare sumă. Nu cred că se poate pierde tot, decât dacă ești foarte, foarte pămpălău. Noi acum avem 4300... ceva de euro, nu pot să zic că suntem chiar atât de pe minus, dar na, s-a învățat nevastă mea cu bani și ea mereu zice că noi nu avem bani, dar avem, nu suntem săraci, nu suntem săraci, să fim sinceri, doar că s-a învățat ea să cheltuie mai mult, așa că continuăm cu ferma, nu credeți că murim de foame pe aici. Ia să lăsăm tractorul așa aici, îi dăm cu baloți. Și plus de asta, că dacă mă apuc acum să-mi foliez toți baloții ăsta și să fac, cum îi zice, să fac mâncare însilozată și după aia mă pun să o vând, îmi pare că o să fac o grămadă de bani, dar nu vreau asta pentru că încă nu am o opțiune accesibilă pentru transport. Și na, mă gândesc că terenurile sunt o soluție mai bună, dar mai vedem. Deocamdată și na, nu știu, cred că nu trebuie un silozat se face din iarbă, nu din paie. Dar na, suntem fermieri la început și mai învățăm noi. Mai zicem câte o prostie, ne mai corectați voi. Bun, s-a umplut. Să dau puțin cu spatele. Să luăm și ce-a mai rămas. Hai, că nu mai văd butoanele. Hai să-i dăm bătaie. Tot îi dau bătaie de jumătate de oră, dar nu merg în ritmul în care trebuie. Și l-a făcut baloți, chiar durează, nu știu, dar durează foarte mult. Mă gândeam să pun și un disc sau ceva, ia să vedem ce mai avem noi nevoie pe la fermă. Deci, avem terenul 26, bine, nu cred că avem nevoie de disc de nimic, pentru că ne-am zis noi în episodul trecut că este luat în arendă, deci nu cred că vreau să-l discuiesc. Nu-mi permit să-l discuiesc din moment ce e luat în arendă, ce fac? O să-i dau omului pământul înapoi și să-l facă el, eu doar am recoltat, îmi iau eu banii pe recoltă, și cam atât. Și dau și lui o parte. Îi dau și lui o parte pentru că, na. Dar contractele la mine, pentru început, așa sunt. Le iau o perioadă cât îmi convine, cât știu eu că scot profit și după aia le dau înapoi oamenilor pentru că, na, nu vreau eu să cheltui foarte mulți bani pe aceste terenuri. Plus că acesta este un teren foarte mare, nu am eu tractoare și nu am utilaje pentru un asemenea teren. Am înțeles, deci combina iarăși are nevoie de golire. Ia să vedem, 99, 100, bun. Hai să mergem să golim combina pentru că altfel nu se poate. Lăsăm motorul pornit. Îl luăm pe ăsta micuțul, pe unde-i combina? Ah, e aici aproape. Nu mai are mult, cred că mai are vreo 5-6 buncăre. Zic, știu că vi se pare mult 5-6 buncăre, dar vi se pare mult pentru că e, cum îi zice, are buncărul mic. Are buncărul foarte mic și de asta vi se pare vouă mult, că nu este chiar atât de mult. Adică are buncărul puțin mai mare decât Dacia mea de acolo din față. E foarte mic buncărul. Uite, vă zic acum cât are buncărul.
Așa ajungem la 2000, 2500, 3000, parcă are 6000, dacă nu mă înșel. Așa ține minte. Nu, are 4500. Slăbuț rău. N-am alta variantă. Dacă aș cumpăra două combine din astea, vă dați seama că n-aș face, mi-aș omorâ tractoarele într-o parte și în alta. Hai descarcă o combină, hai descarcă pe alta, hai descarcă una, descarcă alta. Până pleacă două tractoare la descărcat, în bază combinele deja sunt pline. Până vin tractoarele, astea deja se încep să stea degeaba. Deocamdată nu-mi permit să-mi iau nicio combină mai bună, dar vreau să fac un sacrificiu. Nu știu, poate apelez iar la împrumut. Dacă aude nevastă mea, cred că mă și bate de tura asta, că mi-a zis că gata, fără împrumuturi, că ea vrea profit, că vrea bani. Și eu vreau bani și știu că am bani, dar investesc în fermă, pentru că sunt convins că la un moment dat o să ajung milionar. Pentru că asta este scopul meu principal, să ajung milionar. Dacă nu avem un scop, nu avem cum să reușim. Vă dați seama, este exact ca în realitate. Dacă în jocul ăsta nu-ți faci un scop, nu te gândești tu exact cum trebuie să-ți manevrezi afacerea, cum trebuie să meargă ferma de la început, ce minusuri ai în momentul când vinzi, ce plusuri ai, adică când cumperi un teren, la fel, cum îl gestionezi. Deci jocul ăsta e economie curată, e, nu știu cum să vă zic, cred că înțelegeți destul de bine ce presupune acest joc. Și nu este ca orice alt joc care te pune doar să te joci și îți dă o satisfacție, nu, este mai mult de atât. Te pregătește pentru viață într-un fel sau altul. Bine, eu așa îl văd, dacă voi îl vedeți din altă perspectivă, puteți să-mi ziceți în comentarii, să-mi ziceți, bă, ești nebun, cum să zici așa ceva, n-are nicio legătură, sau nu știu, habar n-am. Ce gândiți voi? Aici pe canal ne exprimăm liber, nu? Pentru că dacă nu ne-am exprimat liber, nu știu, am fi niște încuiați. Care, na, am vorbit așa de dragul de a vorbi și să se simtă toată lumea bine și adevărul nu l-ar ști nimeni niciodată. Nu căutăm asta, căutăm seriozitate și, na, sinceritate. Hai că merge treaba, hai că avem baloți, hai că trebuie să luăm și niște remorci pentru baloți, că altfel nu putem să gestionăm treaba. Vedem că o să vând din recoltă pentru o remorcă de baloți, pentru că n-am încotro. De împrumutat nu mă mai împrumut deocamdată, decât în momentul când voi considera eu că se merită cu adevărat și nevastă mea, chiar dacă ar țipa puțin, ar fi cât de cât mai ok. Acum voi să nu credeți că mie mi-este frică de ea. Chiar nu mi-este frică, adică dacă țip odată intru în altă, mă duc în altă cameră, că nu mi-este frică, să fie sincer, că nu mi-este frică. Adică dacă zice să nu dorm în casă, nu dorm în casă, mă duc, îmi iau tractorul și găsesc eu ceva de arat, de semănat. Măcar știu că acolo nu țipă nimeni la mine. Și mai plac fazele alea când plec de acasă, îmi uit ceva, nu știu, ori mâncare, ori să-mi iau sticla cu apă la mine, ceva trebuie să uit de fiecare dată. Și eu având tractorul pornit, ea vorbește de acolo, de la poartă, și zice, ți-ai uitat aia, dar eu nu aud nimic, pentru că tractoarele astea, având motorul zgomotos, cabina nefiind izolată atât de bine, nu prea aud ce spune. Și eu dau din cap și zic, da, și iau tractorul și am plecat. Și după aia observ eu ce a vrut ea să spună, că de fapt eu îmi uitasem apa sau mâncarea sau ce mi-am uitat eu. Și ce credeți? Mă duc cu tractorul prin zonele astea pe câmp. Apă găsesc, nu-i problemă. Sunt izvoare, sunt de sete, nu mor. Dar problema este cu mâncarea. Că până dimineață nu mănânc nimic și mă ghiorțăie mațele de nu știu ce-i cu mine. Mă țin de volan de foame. Și trebuie să termin și lucrarea și după aia să vin acasă să mănânc ceva. Și dacă vin la 6 dimineața
și apuc să cotrobăi prin frigider și prin alea, o trezesc și iar nu-i bine, că eu nu ți-am zis să-ți iei mâncarea seară. Și o să zic, nu știu, nu te-am auzit, nu știu să-mi fi zis. Și iar țipă, a, că tu nu ești atent ce zic eu, că nu știu ce. Și trebuie să mai stau până se trezește ea ca să mănânc și eu ceva, ceva cald, în primul rând, pentru că dacă umblu la frigider, clar, o să mănânc ceva rece, rapid, rapid. Și mă duc afară la tractoare, pentru că dacă am fost la plug, ori mă duc să curăț plugul, ori mă pregătesc pentru discuit, ori nu știu, văd eu ce treburi mai fac, dar nu stau eu să încălzesc mâncare. Bă, nu ies că este treaba femeii și eu nu mă ocup cu așa ceva. Deci ea știe cum se organizează. Iar s-a umplut combina. Hai că nu mai are mult, să vedem, poate în episodul viitor. În episodul viitor zic sincer că o să vreau să vând. Deci în episodul viitor vreau să vând tot ce am făcut aici, orz, grâu, mai am ceva, nu știu, să vedem, pentru că nu îmi place cum merge situația și mai trebuie să mai facem rost de niște bani, că nu ne mișcăm bine, trebuie să facem puțin profit, puțin mai mult. Și m-aș băga și pe animale, m-aș băga foarte repede pe animale, adică dacă câștig undeva în 50.000 de euro, sincer de nu vă zic că mi-au animale. Mai un lapte, mai una alta, mai cumpăr niște baloți, mă descurc eu, nu-i problemă. Așa merg pe principiul ăsta, că mă voi descurca, nu voi muri de foame, pentru că niciodată n-am fost un muritor de foame și nici nu cred că o să fiu, pentru că mă gestionez destul de bine. Și de asta zic că vreau să risc. Asta este, ori fi animalele cele care mi-aduc sfârșitul în fermă, ori fi dacă e să meargă și să se mulțească și să le vând și așa mai departe, atunci tot răul spre bine. Nu știu cum să zic. Înseamnă că task-urile mele vor fi îndeplinite foarte, foarte repede. Bun. Eu mai tânjesc după un tractor, o să vi-l arăt data viitoare, tractorul este VIP și dacă tot suntem la capitolul cheltuieli, trebuia să menționez și asta. Tractorul este VIP și vreau neapărat să-l iau, arată bombă, este, nu știu, făcut impecabil ca cel din realitate, nu se compară cu ce ați văzut până acum pe canal și aș vrea să-l cumpăr, dar numai că ce credeți, este tractor de colecție și se dă cu 50.000 de euro chel, adică fără nicio opțiune. Dacă vreau să mi-l fac full, va trebui să dau 100.000 de euro și banii ăștia nu i-am deocamdată să plătesc pe un asemenea tractor 100.000 de euro. Este scump, dar mi-l doresc foarte mult. Este un UTB de colecție cu nu știu câți cai putere, cred că vreo 100 și ceva, dacă nu chiar 200, chiar nu știu, nu m-am uitat, dar știu că mi-l doresc foarte mult. Bun, s-a umplut și balotiera, se umple și combina din nou acuși, că nu mai durează mult, ia să vedem, îi dăm drumul la Balotescu aici. Și cred eu că o va lua la vale balotul ăsta. Ba nu, văd că stă pe loc foarte bine. Bun, am făcut. Văd că ei ne vin baloți destul de mulți. Nu știu unde voi pune pentru baloți fânarul. Dar încă nu am bani să fac un fânar. Da, e complicată treaba. Până în episodul viitor sper să evoluez și eu mult mai mult, pentru că m-am cam lăsat pe tânjeală așa și nu merge treaba. Nu suntem în direcția bună. Ca să fim în direcția bună, trebuie să parcurgem un drum mult mai anevoios și mult mai încărcat. Noi acum, na, nu putem să spunem că suntem pe profit. Bă, dar eu, ori mi s-a stricat maneta de nu mai îmi răspunde la comandă, că eu știu că am apăsat,
pentru a da balotul jos, dar mi se pare că nu, balotiera nu-i dă drumul dacă nu este tractorul oprit pe loc. Și cred că acesta este și motivul. De asta nu a funcționat când eu am apăsat, că na, după mine eu i-aș da drumul din mers. Mai face figuri, după cum vedeți, dar nu am ce să-i fac. Știți voi, așa am fost dintotdeauna pe acest canal. Cum ne zice, drop frame-urile au fost la ordinea zilei și n-am avut cum să le stopez. Le voi stopa în momentul când îmi voi lua un alt calculator. Și sper să nu mai dureze mult până îmi voi lua altul. Așa că cam asta a fost și cu acest episod. Am îmbalotat, am strâns orzul, am strâns și paiele. Și data viitoare vreau să vindem, să vedem câți bănuți facem și să ne cumpărăm ceva de bănuții aia, nu? Pentru că altfel nu putem să stăm liniștiți, nu putem să dormim noaptea când știm că avem atâția bani pe cap, nu? O să vedem data viitoare cât o să luăm. Până atunci, nu uitați și voi să dați un like, să dați un subscribe pentru cei care sunt noi pe canal și să vă duceți acolo pe grupul de Facebook unde mai găsiți unele moduri, nu toate, dar sunt, majoritatea cred că sunt pe grup, mai bine de 10 giga de moduri de unde puteți să descărcați și vă puteți juca și voi. Plus că mai am serie Mod Showcase care este pe canalul de YouTube și care o puteți descărca, dar vă va trebui o parolă și parola o veți afla doar scriindu-mi în privat pe Facebook. Cam asta a fost episodul, mulțumesc foarte mult de vizualizare, noi ne vedem data viitoare cu un nou episod și după cum v-am zis poate facem și mult mai multe progrese. Asta a fost și ne vedem, nu știu când, pentru că chiar nu am timp să mai filmez, dar voi vedea. Sper cât mai curând. La revedere și o zi cât mai faină.